Non. Τώρα είναι μόνο ο Ρόμπερτ. Ai văzut că după ce am început să fac așa, am început să luăm un pic de viteză. Mm-hmm. Am mai ajuns odată aici. Fă-i poză urelicva. Fă-i poză urelicva acesta. Urelicva. Nu că are obiectiv mare. L-am prins. Acolo se debunesc dacă nu avea motor de la Rusia de 34. Pe acolo coborăm în Corna și pe aici urcăm la carieră. Cred. Tehnica de condus în off-road. Și acum am să ne... Și acum am vin ăștia și zic... Nu poți să-ți admir că s-ar putea să rămâi fără deștele dacă mai conduci așa. De ce? Nu se țin deștele în volan. Ba da, off-road. Ca să te ții de el. Să... Și sigur și că... în momentul când îți prind un șlau volanul și se-l învârte vreo 3 sferturi de tur așa, te trebuie cine ți-a rupt deștele. Bine, am notat. Da, auzi? Și pe aici sunt bolul la care poți să faci. Fii atent, suntem la stânca, la stânca aia, la stânca neagră. Nu știu cum să te explic, dar tot pe aici aș coboră. Pe partea aia, ce bariera? Asta e bolovanul. Da, pe aici m-am pierdut eu când am venit cu Ana. Cu Passatul? Pe jos. Ai vrut să te pierzi. Era hot, deja ploua și era de 3 ore pe drum. Lasă că-s mici. Am plecat de... Și am opolit toată chestia asta pe drum, pe drumul asfaltat și am început să urcăm pe aici. Că ne-a zis cineva că nu-i bun drumul și trebuie să ne pe aici. Și când am ajuns aici, n-am mai știut pe unde exact, coborât la un moș, care avea un cățel pe nume Tarzan. Las că atât e Bluetooth. Mai mic ca a meu și... E posibil? Aia era chestia care m-a marcat și pe mine și... Păi, dar așa, hai să mergem. De 10 minute eram dincolo, pe partea alta dealului. Deci nu știu unde, ce chestii magice. Deci ești sigur că nu iasă asta prea tremurată? O să iasă ea tremurată, e clar, da. Uite ce zonă frumoasă. Poți să o pot aici? Nu, că-l pierd pe asta, nu, las. Într-adevăr, poate să faci drumul stânga-dreapta și... Să nu-i întâmplă pe aici de astea. E de acolo avea casa omul. Chiar casa e de acolo. Ca omul ăsta spune-o că nu o să-i dea un handbrake și un derapaj în curbă ca să vede pe unde o dată. Bine, are cum să dea handbrake de tracțiune în spate. Dacă nu i-am văzut. Trebuie să dea doar plan. Wow, uite. Da. Loganul este o mașină. Da. Nene, nu încet nimic, că eu nu-mi permit să fac ce faci tu. Aia a fost o portă? Nu, a fost un bolovan în parc. Aici nu am ce să-i fac la mișcările astea. Foarte, nu pot să-mi permit să pierd momentul când iau necos. Ce-ți face soacră ta? Ce soacră ta îl caută dezbrăcat? Și n-am văzut că casa lui Moșu. Trebuie mai aici la o panoramă totuși? Nu, ține momentul acolo. De ce? Ține momentul, am trecut oricum de bucata aia. Da, auzi, ne întoarcem tot pe aici. Eu tot nu reușesc să înțeleg. Ce nu e așa de important aici că trebuie salvat? Aurul. Totuși, nu era... bune, deci. Noi nu ne vindem țara, o dăm pe gratis. Dealuri cu măceșeni și sunt ok și... N-ai fost în galeriile de mină. Da. Vezi niște galerii. Deci vreau să mă duc neapărat într-o galerie de mină, că pot să fac una la București dacă e cazul. O recrez. La Antipa. Da! Au
pește acolo, la tipa. Da, exact, apoi. Deci galeria de mine nu e greu de făcut. Uite, vezi, exact, această atitudine este vinovată pentru... Sau varianta B, să se ducă să-și ia tot ce e interesant în galeriile de mine. Mai asta nu vin oamenii să facă ce-au de făcut. Băi, aia e treaba, că vin oamenii și fac. Alex, pe când o să gați milfările? Milfările? Da. No. Uite, doctor, vezi, a fost am avinut. Da? Domnul Băbăureț pe aici, nu că e chiar. Da. Aha, bun. Pe aici tot, nu. Tot pe aici în sus? Da, da. Da. Mulți am vain. Bă, frate. Asistența tehnică. Uite, mă, ce oameni de treabă lucrează la ăștia și noi vrem să-i... Dar după aia, după aia e jobul lor să ne scoată din carieră. Da, că suntem la ei. Da, exact. Ok, nu punem lanțuri înainte. Știi, nu a fost de ce problema e când ai lanțuri pe față și pe spate n-ai. Fața avea totdeauna să fie înaintea ta. Când pui frână. Ce tură de cross country e asta. Cristi era în orgasm aici. Uuu, cum se vede încolo. Vezi că ne-aude. Foarte industrial. Releu vreau. Păi acolo, zic. Acolo, acolo e platoul unde se ținea festivalul. Deci, acolo, acolo, acolo mă și piș glorios. Motoșantierul lor, nu? Da. Deci dacă am urcat cu Dacia Roșie unde se ținea festivalul și l-am pus-o pe burtă numai un pic. Cu Logan. Să vezi după aceea ce când am lăsut acasă. Deci poate, mie mi-ar place un Subaru Forester. Pentru pădurar. Pentru pădurarul din tine. A, da, stai că aici trebuie să iau și să-mi dau cu burta acolo. Nu-s mă caportul, dar rest e inutil. Cum? Nu-s mă caportul și rest e inutil. Ce? Păi pentru concediu. Nu spun că mi-aș cumpăra nou. Ia, fă un pac pauză. De ce? Păi te cin jos. Lasă-mă, frate, că facem când venim înapoi. Bine. Vrei să-l perd pe ăsta? Să nu vadă cât de bine. Da, să nu vadă cât de bine conduc. Bă, pe l-a stricat acolo și acum așteptă vis. La stânga? Nu zici tu rău. Nu, ei se duc la stânga, noi ne ducem înainte. Înainte? Tot acolo. Stai? Nu, cu aia, o ia până la urmă. Aici, la 50 de metri, intersecția cu drumul de asfalt. Da. În drum să mergeți pe corna Abrud Deva sau unde vreți da. Să mergeți. Da. Și aici, dacă mergeți pe asfalt, dacă mergeți înainte, o să vedeți o barieră. Acolo da, pe acolo ajunge Roșia Păieni. Și vreți să ajungeți acolo? Da, nici acolo. Înainte de barieră, o să vedeți urme de intrare a mașinii. Puteți da. Intra puțin cu mașina. După aia mergem pe jos. Pe jos și ieșiți pe culmea. Că de acolo se vede toată valea da. Perfect. Se vede toată valea. Mulțumim și o întrebare. Drumul ăla pe care a zis că era gheață, era la care coboară la... drept în sat, nu? Da, care coboară la trei obrazi. Că vara am fost pe acolo, da? Da, dar acum nu coborăm nici noi, că este un drum unde curge apa și s-a făcut un pod de gheață așa mai ridicat și te aruncă lateral. Poți să cazi. Direct în tău te oprești. Nu, chiar da. E neplăcut. Da. Aia da. No, mulțumim mult. Mulțumim mult. Sănătate, să ne vedem cu bine. Stânga dreapta, doctor. Stânga dreapta, că prins ceva. Așa, direct. Hai de tare acum. Sau cu a doua. No, nu, dragă, că sunt pietre, îmi tai cauciucul, uite acum. Trebuie să-și facă șgheabul. Hai, mă! Căcat! Bă, doctor, ascultă-mă și mâine, fă stânga dreapta, că la un moment dat prinde aderență și sare.
Uite fete pe unde ia. Dragă, mă dau mai jos și mi-au avânt. Uite, 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 uite. Băi, nene, copac. Să duc să repare Land Rover-ul, oare. No. S-o străca Land Rover-ul, vin cu Mazda după e el. E loc turipel, da. N-am un fel de niciodată. Ce stres? Băi, ai văzut ce mașini folosesc ăștia, nu Forester-uri. Land Cruiser-ul. Pentru 2015, ce dracu, te dai înainte cu Forester-ul tău. Da, ăsta era drumul, ăsta era drumul, ștanga. Da. Ștanga. Ștanga, că de aici știu. Zona de camping. Zona de camping e după aia. După undeva. A, uite. Asta e. Nu, înainte de... Deschide de... deja, mă. Hai că pare de treaba, nene. Nu, înainte de ce? Înainte de bariere. Nu, merem înainte, că am mai fost pe aici. Sănătate! Bună ziua! Vrem să merem până unde era festivalul înainte, pe acolo, pe zona aia, să facem niște poze cu Roșia, dacă se poate. Se poate? Nu știu dacă se poate. Trebuie să arătăm niște papiruri de legitimație și alte cele, să... N-ai un buletin, dar te rog frumos din suflet să nu ieși de pe drum, să te duci acolo unde vrei să mergi. Să nu mergi către carieră. Nu. Noi avem treabă cu ăsta la altul. Știu. Dă-mi un buletin. Stai numai să vrei. Hai că vă... Îl lași după tău? Nu lași după meu, dar... Nu, că nu trebuie la ăsta. Nu v-am dat și eu, da, și de zicură nu trebuie la ăsta. Bun, bun. Nu mai știe, dar până la știa că nu avem voie să reținem nicio... Mă, să scriu dachile de pe ea și... Da, pite pe aici și mă așa... Da, te duream, am căpătat un mail. Da, mi-e pe un mic PS-ul. Care ce securitate? Eu îmi scot repiedul. Dacă se primă fiecare pomnic să scoală și îl calcă un camion de ăla de... Dar ăla nu știe când te-o călcat. Da, ăla zice, ups, era un bolovar mai mare. Da, acolo erau Logan. Tu n-ai văzut că încărcătoarele alea frontale aveau loc în bene pentru două Logan-uri? În cupă, de fapt? Pauză.